La noi a dat piatră și a bătut foarte tare vântul. Am avut un pic solarul deschis, după cum observați. S-a întâmplat ceva, cred că, la solar. Văd ceva ieșit din solar, un fier. Și aici cred că s-au desprins fiarele de la contre. Ia uitați, au ieșit prin solar. Deci fiarele de la contre care țin arcadele s-au desprins și au ieșit prin folie. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în interior. Wow! Ia uitați! Cât a putut să bată vântul, cum i-a făcut. S-a desprins contra de aici. Asta a fost foarte, foarte rău împinsă. Aici fierul prin folie. Dar cât a putut să bată vântul, ia uitați cum i-a făcut fierul ăsta. Ia uitați cum l-a făcut. Rășioarele văd că sunt ok, dar voi avea foarte mult de treabă la scheletul solarului. Bondărei, ce faceți? Sunt pe aici, bondărei, ia uitați. Ce a fost la voi aici? A fost vijelie? Vijelie, tata, a fost vijelie. Da. Aici, contra este ruptă de tot și ieșită prin folie afară. Ia uitați. Ia uite. Au căzut ele fiarele, dar roșioarele. Această contră văd că este ok. Ce să facem cu natura? Nu ne putem pune. Nu ne putem pune cu natura. Aici aveam o gaură care este de când am întins folia, am ținut-o cam mult la soare
Și în momentul în care noi am tras folia peste solar, acolo era o legătură de care trăgeam și s-a rupt și o aveam lipită cu scoci. Doamne, dar ce a fost aici? Nu mai uitați-vă cum a putut să facă fierul ăsta aici. Câtă forță! Și cred că și la partea de sus este arcuit cumva. Mergem și în spate să vedem la dovlecei. Ia uitați. Dar bine că l-a dat pe partea asta, că putea să-l dea pe solar. Capacul de la bazin. Și dovlecei sunt rupți la frunze. Nu știu dacă o mai fi mijlocul bun măcar. Au frunzele rupte. Să vă arăt și dovlecei. Ei s-au cam rupt frunzele, dar sperăm să dea din mijloc. Văd că mijlocul nu i-a afectat, decât a rupt așa frunzele. Da, furia naturii. Nu avem cu cine să ne batem. Asta este, se mai întâmplă. Azi mijlocul nu e afectat. Da. Ia uitați aici pomul ăsta. Cum s-a rupt din cauza furtunii. Este la vecinul aici. Putea să vină pe solar și să fie mai rău. Bineînțeles că sunt mulți alții de acolo prin față. Tot la fel. Te uitați și aici. Prăpăd. Ia uitați și pe ăsta. Tot așa pe solar. Și încă a rezistat solarul vecinului, că sunt doi pomi destul de mari. Acesta îl vedeți, ia uitați cât e de gros. Să-l ajut pe vecinul, să vedem cum îi dăm jos. A trebuit să-i tăiem prima dată de aici. Să-i dăm ușor, ușor jos. A fost prăpăd, ce să vă spun. O să am și eu de treabă foarte mult. Va trebui să dau folia jos de pe capac, de la acoperiș, să pot face din nou sudurile la contre.
țeava de jos, de la arcade, trebuie înlocuită, că ați văzut, e strâmbă, nici nu mai poți să faci nimic cu ea. Asta este.